Așa. O vreme norată, într-o zi de 9 iunie, ne chinuim să extragem mirea de la salcâm. Familiile bubuie de albine. Viață grea. Să scoți și miere. Să scoți, să faci și roi. Totul sub presiune. Butoaiele cu miere au început să se umple. Mâine predăm mierea la procesator. Munculița noastră de un an de zile acum se observă. Așa. Tabăra de extracție. Am organizat-o într-un loc dosit. Pentru a nu fi pe direcția albinilor, mai ales că suntem într-o perioadă fără cules. Așa l-am aici pe maestru Mihăiță, cel mai mare apicultor din zona Mărgăritești. Am băgat-o mai în străfunduri, camera de extracție, între pomi cu fum, perdea de fum în față, pentru a nu omorâ oamenii ăștia. Înăuntru sunt băieții care se ocupă de miere. Apicultorii! Să trăiască apicultorii! Într-o parte centrifuga, maestru Gianni la cântă la centrifugă, în partea asta maestru Costeluș de Scăpăciști. Cabana este închisă etanș, inclusiv am adus becă, n-am nici măcar lumină, pentru a nu intra albinele. Deci atenție mare în lipsă de cules când se umple un stup și mai ales se extrage, să se facă extracția într-o cameră cât mai bine etanșeizată. Uitați-vă, aceste cutii au rame în ele extrase, de sunt închise ermetic. Și albinele simt mirosul din ele și vin și dau târcoale. Ia să vedem, uite, stupii care au fost extrași azi dimineață. Încep să liniștească. Albinele stau pe colectoare. Ăsta e ce am făcut până acum, la ora 4. Așa, da. A început să așterne liniștea la stupii extrași. Încet, încet să așterne liniștea. E bine, spre foarte bine. Acesta e un moment foarte greu când trebuie să extragi în lipsa culesului. Trebuie luate toate măsurile pentru prevenirea furtișagului. Pentru că altfel e jale în stupină și jale și pentru stupar. De acum ne vom profila pentru stimulatul pontei măcii în vederea culesului de tei, iar primordial pe producția de polen. Dacă, mai ales că aceste zile văd că sunt ploioase, sperăm într-o producție bună de polen. Cam așa stă treaba în stupină. O producție medie, deci n-a fost nici producție mare, nici producție mică. O producție medie. Eu, mai ales care stau la staționar și am fost plecat în pastoral doar 5 zile efectiv de cules, sunt extraordinar de mulțumit. Am ieșit cu o producție excelentă. Undeva ieșim la o medie, la 19 kg până în 20, dar nu cred că să ajung. Dacă punem și stupii proști la socoteală, nu ajungem la 20 de kg pe familie. Undeva un 19 kg pe familie. Super ok. Până data viitoare, vă doresc numai bine și spor la treabă.